De ce sunteți lovită la față? Cine v-a lovit la față? Nu contează. Ba contează pentru noi, că sunteți un copil minor care el nu trebuie să stea în curentul ăsta sau mai știu un soare ăsta. V-am spus, promit că mă duc la un centru. Nu să ne promite, dar noi nu putem să lăsăm minorul ăsta stând așa pe stradă. Nu mai stau, vă jur, vă promit. Nu, noi trebuie să... Câți ani are copilul? 4 luni. 4 luni? Păi și de ce ai ieșit cu el la ceșe? Nu aveam bani de lapte. Nu aveai bani de lapte. Ok, putem să înțelegem treaba asta, dar ce ați pățineat asta și de ce ați ajuns pe stradă? De ce? De ce vă este frică? Eu nu vreau să fac rău la nimeni. Dar nu fac, în primul rând îi faceți rău la acestui minor. Aveți locuință, casă unde să stați? Stau într-o casă părăsită. Stați într-o casă părăsită? Singură. Dar dumneavoastră singură acolo stați? Da? Dumneavoastră copilașul atât. Da. Și acolo aveți condiții, aveți apă, curent. Unde este casa respectivă? Nu aveți nimic. Vreți să mergem la un centru? Nu, mă duc singură, vă rog frumos. Nu puteți să vă lăsăm în momentul de față să vă duceți dumneavoastră singură. Vă rog. Tatăl copilului mai trăiește? Nu știu.